Bun găsit tuturor, sunt Adriana Nedelea. Autoritățile au anunțat ieri 777 noi cazuri de infectare cu coronavirus. Până acum în România au fost confirmate peste 35.000 de cazuri de COVID-19. Numărul pacienților în stare gravă la terapie intensivă este în creștere. La ATI erau internați ieri 261 de pacienți, iar până astăzi 1971 de români diagnosticați cu infecție cu COVID-19 au decedat. În direct cu noi este doamna Beatrice Mahler, manager Institutul Marius Nasta din București. Doamna doctor, bună ziua! Mulțumim foarte mult pentru că sunteți cu noi! Bună ziua! Câți pacienți aveți cu coronavirus în spital, doamna doctor, și în ce măsură mai puteți interna? În acest moment, capacitatea de internare a Institutului Marius Nasta a atins limita maximă atât pentru pacienții confirmați COVID, cât și pentru pacienții din terapie intensivă. Sunt două locuri la pacienții suspecți și, practic, așteptăm să vedem în cursul zilei de azi, în funcție de rezultatele obținute de la laborator, dacă vom putea face externări, pentru că în acest moment, spre bucuria noastră, pacienții care sunt internați doresc externarea numai dacă sunt negativi în evaluarea de laborator. Câți au solicitat externarea până acum? Până acum avem 10 pacienți care au solicitat externarea, indiferent de rezultatul testelor, au plecat acasă fiind pozitivi. Au semnat că își asumă autoizolarea și că au condiții la domiciliu să respecte regulile care le-au fost recomandate. Marea majoritate erau asimptomatici sau cu forme ușoare de boală, ceea ce a permis externarea fără să pună probleme majore de management la domiciliu. Sigur că da, ne-am făcut probleme pentru pacienții care au plecat și care aveau și comorbidități asociate, însă, din fericire, niciunul dintre ei până în acest moment nu s-a reîntors la Institutul Marius Nasta, având o evoluție severă. Deci nu mai aveți locuri nici la ATI, nici pe secție. Nu mai puteți interna. În acest moment nu mai putem interna pacienți confirmați. Noi am anunțat acest lucru către centrul operativ. Vedem dacă vom putea face externări în această zi după amiază, dar în acest moment suntem blocați și cu siguranță dacă vom face externări, prioritatea la internare pe zona de confirmați vor avea cei 7 pacienți care sunt internați acum ca suspecți și care au șanse mari să, după simptomatologie, să se confirme în cursul zilei de azi. Pe secție în total și la terapie intensivă, câți pacienți cu coronavirus? În total sunt 56 de pacienți. Marius Nasta mai are locuri pentru internare la pacienții care au dublă infecție, infecție COVID și infecție TB. În acest moment, acest compartiment are locuri, dar aici numărul de pacienți care pot să fie internați este de regulă mai mic, ceea ce într-un fel este bine. Sunt oameni care vă solicită internarea, care vin sau vă sună și spun că doresc să vină, să se interneze? Da. Sunt solicitări din județele din jurul Bucureștiului, Argeș, Dâmbovița, sunt solicitări de la spitalele din București care ne solicită. Noi de ieri am refuzat practic toate solicitările pentru că nu avem cum să facem acest lucru, nu avem unde să oferim cazare pentru acești pacienți. Ce vârste au, doamna doctor, pacienții cu coronavirus? Dacă vă dau un exemplu la internările de ieri din zona de confirmați, din 8 pacienți internați, 6 au sub 45 de ani, între 30 și 45 de ani. Doar 2 sunt peste 45, dar nu depășesc 60. Eu zic că din tot ceea ce văd din Institutul Marius Nasta, că media de vârstă scade. La fel este și în zona de suspect, sunt pacienți sub 60 de ani, 62-63 de ani ca limită maximă. Este un semnal că transmiterea este comunitară, că de noi depinde să respectăm regulile și trebuie să fim responsabili. Sunt oameni care înțeleg, care sunt în putere și care pot să fie infectați și de aceea respectarea regulilor este importantă, este obligatorie pentru noi toți. Sunt și pacienți care au murit la dumneavoastră la institut de coronavirus. Câți? Până în acest moment avem 21 de decese de coronavirus în Institutul Marius Nasta.
Personalul medical, doamna doctor, cum este? Cei de la Recorder, jurnaliștii de la Recorder au și filmat la dumneavoastră, au vorbit cu medicii de acolo. Cum sunt ei? Mai pot? Suntem aici și asta e ce facem în fiecare zi. Nu cred că vom ajunge vreodată să spunem că nu putem. Cu siguranță însă toți avem, am avut dorința și era un obicei al fiecărui an ca în perioada de vară, când copiii sunt în vacanță, să ne luăm câteva zile de concediu ca să stăm în familie. Acest lucru acum se face, dar cu număr mult mai mic de zile și cu probabilitatea ca în cazul în care se va declanșa la planul alb, care este activ de 4 luni în Institutul Marius Nata, codul roșu, ei să se prezinte la locul de muncă. Așa că suntem într-o stare de atenție maximă cu posibilitatea de a ne mobiliza cu toate forțele. Trebuie să facem asta, suntem aici, vrem să facem asta, nu se pune problema că nu o să facem, însă cu adevărat sunt obosiți și ar dori poate să vadă mai multă responsabilitate în jurul lor și oameni care să creadă nu doar atunci când ajung pe un pat de spital că coronavirus există. Zi de zi vedem ambulanțele cum trec cu personalul medical echipat în acel costum de protecție COVID-19. Nici nu ne putem imagina cum o fi să porți acel costum la peste 30-35 de grade Celsius în București. Cum este în acel costum de protecție pentru personalul medical în spital, doamna doctor? Este un efort extrem de mare. Pentru că în momentul în care intri în acel costum, trebuie să știi sigur că nu poți să bei apă, că nu poți să mergi la toaletă, că nu poți să faci nimic din ceea ce zi de zi, practic, într-o activitate normală poți să realizezi, că 4, poate până la 6 ore în funcție de urgențele care apar pe secție, pentru că de multe ori turele sunt de 4 ore, dar dacă apar urgențe și dacă sunt foarte mulți pacienți care solicită asistență sau dacă sunt ambulanțe care vin sau dacă pacienții în terapie au nevoie de mai mult personal, numărul de ore care petrec în acel costum este depășit și orice incident se întâmplă, pentru că mai sunt incidente, o asistentă se înțeapă cu un ac, procedura este de dezechipare rapidă, cât de rapidă se poate, de măsuri rapide de intervenție, astfel încât sănătatea angajaților să fie protejată. Este extrem de greu să lucrezi în astfel de condiții, este solicitant, dar poate cel mai greu este pentru pacient care nu reușește să aibă acel contact vizual complet cu persoana care îl îngrijește și care este extrem de important. Face parte poate din modul în care ne-am obișnuit să primim îngrijire de la personalul medical, să pună mâna pe noi, să ne zâmbească, să ne confere siguranța unui act medical complet, inclusiv prin privirea pe care ne oferă și prin zâmbetul pe care îl primim. Sunt lucruri normale, firești, umane, pe care le așteptăm de la cei care ne oferă îngrijire. Sunt puțin limitate de acest costum, însă și pacienții s-au adaptat și scrisorile de mulțumire care le-am primit la Institutul Marius Nata de la persoane anonime, dar le mulțumim tuturor pentru ele, pentru că ne-au emoționat profund, ne-au transmis că zâmbetul se poate simți și prin tonul vocii pe care îl avem, ceea ce este important. Cum am ajuns aici, doamna doctor, la 777 noi cazuri de îmbolnăvire pe zi în România? Probabil că va crește și mai mult numărul nou confirmațiilor. Cum ați ajuns la Marius Nasta să nu mai puteți primi, să nu mai aveți locuri pentru oamenii cu coronavirus? Am mai trecut, din păcate, în perioada stării de alertă printr-un astfel de moment, însă în acel moment externările nu erau posibile decât la pacienții vindecați. Recunosc că acest moment în care nu mai poți să faci internări, deși poți să externezi și la cerere, este un punct extrem de delicat care, cel puțin pe noi, ne face să fim extrem de atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, la numărul de cazuri,
la ce se întâmplă în celelalte spitale, în celelalte județe din jurul Bucureștiului, pentru că presiunea cea mai mare vine nu doar de la numărul de cazuri din București, ci și de la cazurile și de la creșterea incidenței în județele din jurul Bucureștiului. Câte cazuri credeți că am putea ajunge să avem pe zi? Dacă nu vom înțelege că regulile de distanțare fizică, că purtarea măștii și spălatul mâinilor sunt condiții esențiale pentru a ține într-un acest număr de cazuri, dacă nu vom crede că atunci când se vorbește despre coronavirus, acest lucru este real și că nu trebuie să ajungi pe un pat de spital ca să crezi, cu siguranță numărul de cazuri poate să crească. Nu aș vrea să lansez cifre. Ce știu însă e că ne așteaptă o vară caldă și cu activitate intensă, că ne facem treaba, că ne facem datoria, că suntem aici, dar că doresc din tot sufletul ca oamenii care ne privesc și care ne ascultă să respecte aceste reguli simple. Chiar dacă sunt dificile, chiar dacă e greu să respiri cu mască vara, este extrem de important să ne protejăm unii pe alții. Ce înseamnă, doamna doctor, infecția cu coronavirus pentru un pacient care are și probleme pulmonare? Este extrem de dificil momentul, pentru că, bineînțeles, încă nu avem foarte multe informații despre această infecție cu coronavirus. În acest moment știm că infecția are o evoluție acută, că urmează posibil o evoluție cronică. Așa cum v-am spus, în acest moment avem pacienți internați la institut în partea de pneumologie, de pacienți vindecați, care încă sunt dependenți de oxigen, care abia pot să meargă până la baie, la care această infecție pe fondul lor de boală pulmonară cronică a declanșat modificări de fibroză pulmonară extrem de extinse. Practic, sunt sechele pe care începem să le vedem la pacienții care se externează și au afectare pulmonară. Sigur, nu toate sunt la fel de severe încât să necesite spitalizare de lungă durată, dar sunt astfel de cazuri. Și faptul că suntem în fața unei afecțiuni pe care nu știm încă exact cum să o evaluăm și să o abordăm pe termen lung, creează extrem de multă grijă și atenție din partea profesioniștilor, pentru că dacă la virusul gripal știm sigur că este sezonier, avem vaccin, avem și tratament, oarecum avem niște arme să luptăm. Aici cea mai corectă și sigură armă este autoprotecția prin mască, prin distanță și prin spălatul mâinilor. Ieri s-a votat legea privind carantinarea și izolarea. Înainte de această lege, doamna doctor, nu exista totuși legislație pentru boli infecțioase? Adică dacă, de exemplu, ajungea la spital la dumneavoastră un pacient care era confirmat cu TBC, el nu era automat și internat în spital? Încercăm să înțelegem de ce acum e diferit sau de ce avem nevoie de o nouă legislație. Aveam nevoie, pentru că pacientul cu tuberculoză era internat automat, dar pleca a doua zi. Nu odată am avut pacienți externați cu tuberculoză, cu forme multidrog-rezistente, pacienți care refuzau să stea în spital și care, după 3-4 zile în care se simțeau mai bine, abandonau tratamentul, plecau pe stradă. Am avut și situații în care colegi din dispensar au deschis cercetare împotriva unor pacienți care refuzau să vină să se interneze și rămâneau la domiciliu și, din păcate, am pierdut acele procese pentru că instanța ne-a cerut nouă medicilor să demonstrăm că el a îmbolnăvit o altă persoană. Ori ca să demonstrezi acest lucru, trebuie să ai o fenotipare a tulpinii de Mycobacterium tuberculosis, să dovedesc că tulpina de la un pacient s-a transmis celălalt. Analiza care în acest moment nu poate fi făcută în România, sperăm că va fi făcută cât de curând, pentru că vrem să dezvoltăm un astfel de laborator în Institutul Marius Nasta, dar este extrem de dificil să dovedești unele lucruri și cred că profilaxia și protecția și legislația care să protejeze până la urmă comunitatea este extrem de importantă. Avem doar 1000 de medici ATI în România. O problemă majoră, doamna doctor, dacă este să ne gândim că există riscul ca numărul pacienților cu COVID-19 să crească, numărul cazurilor să crească?
Avem probleme majore pe mai multe specialități. Avem puțini medici de terapie intensivă, avem puțini asistenți de terapie intensivă care să fie trainuiți pentru asistența pacientului, care este cu totul deosebită dacă vorbim de terapie intensivă. Avem puțini medici epidemiologi, pentru că Marișna asta, deși are multe paturi, are un singur medic și chiar dacă aș vrea să mai angajez unul, nu am pe cine, pentru că sunt foarte puțini medici rezidenți. Avem pneumologi puțin la nivel de țară, nu vorbesc de Institutul Marius Nasta, unde fiind în capitală, sigur, avem colegi și avem medici pneumologi, însă dacă ne uităm puțin, în țară există un deficit de medici pneumologi, ori nu mai putem vorbi de o asistență medicală completă fără consult pneumologic, mai ales în acest context de infecție cu COVID. Avem multe specialități unde este nevoie de completarea schemei de personal la nivel național pentru a acoperi aceste deficiențe. O ultimă întrebare, doamna doctor, dacă acum v-ați întâlnit cu un pacient sau cu un român care spune că nu crede în boală, coronavirusul e o minciună, ce încercare ați mai face pentru a-l convinge că pericolul este real? L-aș întreba dacă crede că există tuberculoză, dacă a făcut tuberculoză și probabil că cei care nu cred în coronavirus nu au avut nici tuberculoză, pentru că o persoană care a trecut printr-o boală infecțioasă și știe că a luat-o fără să aibă vreo vină, va crede că există posibilitatea să contacteze o boală infecțioasă fără să fi știut când ai contactat acea boală. Nici de tuberculoză când te îmbolnăvești nu știi, știi însă că este extrem de severă, știi că are o istorie, știi că ea există, pentru că a avut și Balzac tuberculoză, a avut și Panaitis Trati. Avem nume celebre în istoria noastră care au murit de această boală, pentru că atunci nu exista tratament, și că dacă cred că există tuberculoză și ne cred pe cuvânt că există tuberculoză, să ne creadă pe cuvânt că există și coronavirus. Informații importante. Mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Mulțumesc și eu. Mulțumesc mult pentru că ați fost în direct cu noi, doamna doctor Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din București. Nu mai putem interna pacienți cu coronavirus la Institutul Marius Nasta. Sunt declarațiile făcute de doamna doctor Beatrice Mahler în urmă cu puțin timp. 777 noi cazuri de îmbolnăvire, noi cazuri de coronavirus ieri în România. Așteptăm bilanțul autorităților de astăzi. Crește numărul românilor care sunt în stare gravă la terapie intensivă. Mare atenție așadar, respectați măsurile, respectați regulile impuse de autoritățile române și de medici, de specialiști. Ne revedem! Informațiile de ultimă oră sunt pe site-ul nostru, pe libertatea.ro, date noi și pe pagina noastră de Facebook. Sunt Adriana Nedelea, rămâneți alături de noi!